Ministrul Sănătății Nicolae Bănicioiu consideră că s-a aprobat cel mai important document prin care sunt stabilite principalele direcții ale politicilor publice de sănătate, dar și pașii care trebuie urmați până în 2020. Obiectivul principal al strategiei este îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Strategia și planul de implementare determină maniera în care guvernul răspunde la principalele probleme de sănătate publică, modul în care va fi asigurat accesul la serviciile de sănătate, precum și politica de resurse umane, investiții și infrastructură pentru următorii 5 ani. Importanța acestei strategii este legată și de valorificarea oportunităților financiare prin accesarea de fonduri structurale în cadrul noului exercițiu financiar 2014-2020 la nivelul Uniunii Europene. Schimbările preconizate în sistem după implementarea strategiei vizează dezvoltarea de servicii de sănătate minimale și de bază, accesibile tuturor, de calitate și cost eficace, cu accent pe prevenție, mai bună integrare a asistenței medicale prin consolidarea serviciilor clinice ambulatorii pentru creșterea ponderii afecțiunilor rezolvate în ambulatoriul de specialitate și reducerea numărului de cazuri de spitalizare continuă reorganizarea serviciilor spitalicești și asigurarea continuității îngrijirilor.